Vreau să vă spun că avem pregătiți și pentru România, un proiect de lege pe care îl vom propune săptămâna viitoare la Parlamentul României. Pentru noi avem toată susținerea socialiștilor europeni, pentru că este partidul din care vom face parte de Parlamentul cu drepturi de plină. Un proiect de lege care se poate să susțină familiile tinere, în special mănuncilor, pentru îngrijirea și educarea copiilor vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Despre ce se vorba? Despre faptul că statul va asigura acest serviciu de îngrijire și educare a copiilor prin bani, în așa fel încât contribuția dumneavoastră să fie minimă, să puteți să vă mulți liniștite la noastră, să puteți să știți că ai voștri copii vor putea fi îngrijiți și sunt în siguranță și vor primi o educație în același timp adecvată, pentru că tânăra generație nu se poate forma. Eu nu vreau să vă rețin foarte mult, aveți încredere în noi, ne bazăm toată echipa pe dumneavoastră și sunt convinsă că eșecurile guvernării de dreapta trebuie să fie înlăturate. Vreau să vă spun că 95% din salariații la nivelul național la ora actuală au salarii sub 2 milioane de lei. Eu suntem pe ultimul loc dintre toate cele 26 de state membre, deci la nivelul Uniunii Europene, ca salariu raportat la puterea de cumpărare. Știu cât de greu este în familie. Am și eu acasă o mamă și o bunică, care sunt greu, dacă nu am fi noi, nu ar fi putut să știu că există unda, pentru că, practic, 80% dintre cei în vârstă, dintre pensionari, trebuie să-și plătească cheltuielile de întreținere cu pensia. De aceea vă pleca, împreună cu socialiștii europeni, grup din care facem parte la nivelul Parlamentului European, pentru ca toate statele membre să beneficieze și de o pensie minimă garantată. Important este să spunem că aceste priorități ale dumneavoastră să le susținem acum, dar asta nu mă cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și să dați Dumnezeu să avem succes! Și să vă spunem câteva cuvinte. 2. Mii de mulțumiri dumneavoastră care ați ținut din program 10 minute pentru a ne asculta. Sigur că sunt extrem de multe lucruri în a vă spune, dar am încercat să punem pe câmpie ceea ce gândim în legătură cu munca, familia, cu salariul, cu agenții economici, cu sprijinul societăților și așa mai departe. Al treilea și ultimul. Pentru noi sunteți importanți dumneavoastră oamenii, dar la fel de importante sunt societățile comerciale. Gândiți-vă că în condițiile în care nu reușim să accesăm acele fonduri despre care se tot vorbește la televizor și despre care va vorbi doamna Rovana, efectiv, societatea mergeților și dar nu ca mintică puțin timp în urmă atunci când am venit, erați cel puțin o dată și jumătate mai mult. De aceea, cu cât lipsa va fi mai puternică, cu atât dumneavoastră de ceva posibilitatea să primiți salariile pe care le dați și care să fie mai mari. Să vă dați Dumnezeu, să vă dați și cu voi.